Considerăm că acele consultări, care sunt obligația președintelui Republicii Moldova, au fost mimate. Nu considerăm că din partea doamnei președinte a fost un interes sincer pentru a identifica sprijin politic pentru acest guvern. Considerăm că acest lucru este iarăși pur și simplu un teatru regizat și nu credem că în mod serios cineva a examinat posibilitatea votării astăzi a acestui guvern. În această situație, când doamna președinte nu a manifestat acest interes de a găsi soluții împreună cu Parlamentul, noi nu dorim să participăm la acest joc și fracțiunea socialiștilor va părăsi sala de plen și suntem gata după pauză să revenim la activitatea Parlamentului. Noi nu vrem să participăm în acest circ. Noi am înțeles că ceea ce se întâmplă astăzi nu este adevărat. Oamenii mor. Noi nu avem vaccine. Noi așa și nu avem soluții cum să ieșim din criza pandemică și din criza socială, din criza economică. Dar deja de mai multe ori suntem obligați și impuși să participăm în aceste show-uri și părăsim ședința aceasta. În cele din urmă, în sala de ședință au rămas doar 43 de deputați. Președintele Parlamentului, Zinaida Grăcianei, a anunțat lipsa de quorum pentru a continua ședința de astăzi.